Bună ziua, domnul Petric, mulțumesc că m-ați primit. Ne bucurăm că am instalat utilajul ăsta la dumneavoastră. Au fost colegii mei să-l instaleze și eu doar acum am ajuns, dar mă bucur deja că am ajuns. Ce aveți în gând cu utilajul? Vrem cu producția, deci nu rămâne doar pentru noi în producție proprie. Luați și clienți. Supoarele o să dea să-și facă... Cei doritor de produs de calitate, pot să-și facă ceava în noi. Super. Că tot mai mulți tupare întreabă unde pot să-și facă farul din ceara lor. Și aici e o chestie așa de finețe și mulți o caută să nu mai ai o parafină în ceară, să poată veni cu ceara undeva la un atelier care să producă farul de ceară de calitate și să producă din ceara lor. Aici o să poată găsi așa ceva. V-ați gândit cumva cam la ce cantități, cantitatea minimă o să intereseze pe foarte multă lume? Cantitatea minimă nu poate coborâs costul de kilograme, pentru că muncim pur și simplu ineficient. 100 de kilograme minim e o cantitate... Cam așa v-ați gândit, okay, să puteți să procesați pentru oameni. Da. Acum, într-adevăr că linia asta e o linie mare, sterilizatoarele cred că sunt de 300 de kilograme de ceară fiecare? 250. 250, da. Ok. 250. Și atunci, într-adevăr, nu prea merită încălzit perete triplu, încălzire pe curent, vă dați seama, se consumă energie și atunci trebuie o cantitate minimă. Cum vi se pare linia? Că acum ați încercat-o, dar nu foarte mult, cum au fost sărbătorile, acum, uite, 8 ianuarie astăzi și am ajuns și la dumneavoastră. De acum înainte să puteți și mai mare impresie, e wow. Deci chiar e wow. Ne putem juca și cu... deci variază producția la oră, dar ne-am jucat și la viteze mai mari și la mai mici. O producție între 40-50 de kg, chiar e ok, deci, ești mulțumit. Cam cât scrie în prospect. Da. Dacă ceara e ok, chiar vă spălucrez. Super. Da. Super, super. Acum pare rău că nu m-am prins chiar în loc, dar eu m-am uitat aici un pic la ce farul ies. Și chiar mi se pare fără probleme. Știu că partea de vațul e cea mai sensibilă, aici trebuie să aveți grijă să nu se zgârie, să nu, că altfel rămân urme. Asta e cea mai noastră, așa? Corect. Super, dar dacă dumneavoastră să aveți ceară de calitate, atunci foile clar vor ieși de calitate și cu ceară pură. Trebuie să se rupă că foarte e rece și să fie casantă. Ceara casantă e cea mai ok. Și în timp să fac acea brumă pe ea, acum toată lumea știe ce se mulți. Deja, dacă ne întâlnim așa, deja are un pic de brumă pe ea. Doar după pauza asta de sărbătoare, și eu am văzut, uite ce avem aici, se vede. Deci asta înseamnă calitatea la ceară. Da. Asta e o linie și la dimensiunea la care stăiați farul YouTube-ului computerizat. Se pot regla cuțitele pentru 1x1, 3x4, 1x2. Perfect. La 1x1 scoatem 2 foi, la 3x4 ies 3 foi și la 1x2, 4 foi. Chiar 4 foi. Da. Știu că asta am avut discuția asta, dar nu cuțitele astea rotunde cât de să punem și era tocat, adică dacă distanța permite, de ce să nu mai punem câteva, cum să puteți merge? Cine știe, o să aveți cum mergi de 1x2 și trebuie să mergeți cu toate patru. Sunt de pregătiți. Perfect. Da. Na, oricum, dacă venim un pic de aici și din urmă partea asta, deci o linie care își măsoară, își numără foile, se măsoară lungimea fagurilor tot ca să taie cum trebuie să iasă toți de aceeași dimensiune. Ce mi-a plăcut? Bine, ții minte că masa asta se tot lasă în jos de măsură ce se umple. Are senzul. Deci e o linie dotată cu dotări noi pe ea, cu senzori. Doar nu cântărește și nu ambalează. Ok, aici trebuie un om care să ia și să face cutii. Dar deja v-aș fi pregătit la tine, tot e pregătit, nu, cine să vrea. Cum pot da stuparii interesați de dumneavoastră? Ce detalii să le lăsăm ca să poată să vă găsească? Le lăsăm un număr de telefon și... Ce mai bine? Condițiile bănuiesc. Deja le-am discutat și tot vă sună și... Da. Perfect. 0728 070447. Dorim.
Eu o să mai trec și în descrierea filmului, dar acum sunt unii care nu se mai uite și mai bine că îl dați așa. Da. Ce să zic, multă, multă baftă și acum știu și unde să vin cu ceara de aici înainte pe zona, pe zona Cluj-Dej, aici în zona noastră. Eu nu mai cunosc pe cineva să proceseze, nu știu dacă mai este linie, să proceseze ceara și în condițiile astea, adică să vii cu ceara ta și să-ți facă din ceara ta. Că asta e ceea ce urmărim tu la scoare. Cine dărește ceara pură, își aduce ceara și ceara lui și așa. Bun, multă, multă baftă. Mulțumesc mult pentru eficiența cu care v-ați mișcat și profesionalism, o să zic. Asta e jobul nostru, să zic, afacerea noastră și încercăm să susținem pe toți care vor să-și înceapă afacerea în apicultură. Mulțumim încă o dată. Și aici poate că vă mai trece în anii următori sau anul viitor. De fapt, anul ăsta, că suntem în 2024, că mai aveți investiții de făcut și avem în derulare și pentru o linie de extracție. Și poate odată mi-ar place să vă prezint și brandul de miere, să vadă lumea cum vă desfaceți mierea proprie și ce înseamnă să ai un pic de idei și să gândești pozitiv, chiar în climatul ăsta a nostru din România, unde, nu știu, multă lume e foarte dezamăgită. La noi nu se poate, la noi nu merge. Uite că se poate! Deci, mie drag când văd așa cât un exemplu și susținem pe toată lumea cu drag să ducă la bun sfârșit afaceri de genul ăsta. Încă o dată mulțumim pentru colaborare să-ți facem. Și așteptăm în comentarii sau scrieți domnului Dorin direct. Contactați pentru, acum deja va începe în ianuarie producția de fabă de ceară și puteți să-l deranjați cu comanda dumneavoastră. Sănătate multă și mulțumim că ne urmăriți! Anul fericit!